Bună, eu sunt Mimi și te invit în platoul celui mai îndrăzneț din nou. Nu eu. Show din online-ul românesc. Top Influencer este competiția pentru cei mai fresh oameni din online. Concurenții noștri sunt pregătiți să ajungă în top, dar pentru asta au nevoie să demonstreze cine creează, colaborează și marketează cel mai bine. Câștigătorul va primi titlul de Top Influencer alături de trofeul concursului, o strategie de imagine pe un an de zile făcută de W Management Hub și suma de 10.000 de lei. În episodul anterior am făcut o mică reuniune cu prietenii mei și totodată oamenii care m-au îndrumat atunci când eram la început. Iar împreună am analizat probele influencerilor înscriși în concurs și am decis cine merge mai departe. Iar astăzi, băgați și voi ceva suspans, îi avem în platou pe Betty Shore, Alex Trif, Gabriel MG, Claudischi, Iorga, Mario Simen, Ana Petcu, Ines Stana, Mario Alex și Dominic. Bine ați venit la primul sezon Top Influencer! Care este cel mai cringe cuplu din online? Nu mi-a plăcut, jalnic. Când am început să caut influencer pentru acest show, trebuie să vă recunosc că am reușit să mă regăsesc în fiecare din voi. M-am uitat la contentul vostru, vă respect din suflet pe fiecare în parte pentru că ați ales drumul ăsta și pentru că nu v-a fost frică de ce urmează odată cu pasul către opinia publică. Eu am fost susținută încă de la început de alți creatori de content, așa că acest concurs e mai mult decât divertisment pentru mine. E dorința de a da mai departe tot ce am primit fără să cer. Sunteți în acest concurs ca să vă exprimați liber creativitatea și să fiți voi înșivă, iar eu împreună cu echipa de producție vom face tot posibilul să vă punem la dispoziție tot ce aveți nevoie pentru realizarea contentului. În prima probă din acest episod vom evalua abilitatea fiecăruia de a interacționa cu presa și televiziunea. În a doua probă vom evalua calitățile voastre sociale și modul în care colaborați cu ceilalți. Să înceapă concursul! Invitații mei speciali de astăzi sunt Bianca Adam și Vlad Munteanu. Bună, Mimi! Bună, Mimi! Mulțumim că ne-ai invitat, Mimi! Eu vă mulțumesc din suflet că ați venit. I-am invitat pe Bianca și pe Vlad pentru că au o experiență de minim 6 ani în social media și pe lângă asta milioane de oameni care îi urmăresc, îi susțin și îi iubesc și eu sunt unul din ei. Vai, mulțumim! Nu te jurizăm pe tine! Sincer, eu îți mulțumesc foarte tare că mi-ai dat oportunitatea asta pentru că cred că noi îmi hrănesc puțin ego acum, dar suntem unii dintre cei mai potriviți ca să putem să jurizăm niște noi intrați în industrie, să zicem. Și acum proba top burning questions, după conceptul pe care îl știți cu toții probabil, dar cu tușa personală a show-ului. În această probă, concurenții noștri vor trebui să răspundă la câte o întrebare fiecare. Au 30 de secunde să facă și o argumentare pe baza răspunsului lor, iar eu împreună cu prietenii mei jurații vom evalua răspunsurile lor. Da, vom juriza ce ne vor spune ei. Să sperăm că e cât mai interesant posibil. Nu cred că interesant e cuvântul potrivit. Hai că ne certăm și noi, vrei? Hai, ne luăm la bătaie aici. Concurenți, aveți 30 de secunde să răspundeți la ce o să vă întreb eu. Dar eu o să am grijă de voi trei de aici, că sunteți mai simpatici așa și mult mai aproape de mine. Deci, Alex, încep cu tine. Fii atent. Start cronometru! Cine a câștigat scandalul dintre Abi și Velea? Mi se pare că nu a câștigat nimeni, pentru că sunt până la urmă niște artiști destul de buni, amândoi. Și n-a câștigat nimeni, n-a pierdut nimeni. E un scandal efectiv fără sens, sincer, părerea mea. Crezi că n-a avut sens? Da, sincer. A fost doar pentru clout. Nu ți s-a părut interesant așa că au adus ceva nou pe YouTube? Chiar nici măcar n-am urmărit deloc. Time's up. Ok. Mi s-a părut un răspuns destul de regulă, dar drama atrage pe YouTube. Trebuia să fii interesat, trebuia să spui că unul e fraier și unul nu-i bun. Nu mi-a plăcut. Jalnic. Atunci când ești influencer, nu vrei să stârnești controverse. Adică cel puțin atunci când începi. Cel puțin atunci când ești la început și nu ai o bază, nici nu te poți arunca. Și dacă începi pe ideea asta de a-ți crea comunitatea pe forțe proprii și organic și nu prin scandaluri și o ții așa, s-ar putea să primești mai mult credit mai târziu, pentru că aviza ceea ce mi s-a întâmplat mie de fiecare dată, am avut ocazia să-mi folosesc puterea în foarte multe situații, n-am folosit-o și rezultatele au fost minunate, adică toți oamenii au fost cu mine mult mai mult decât dacă, nu știu, câștigam pe alte căi.
Betty. Betty. Start cronometru. Care este cel mai bun vlog pe care l-ai văzut vreodată? Cel mai bun vlog. Ce vlogurile lui Alina Ceaușan. 1. Cele de beauty, toate. Unul singur. Beauty când s-a pregătit pentru gala. Ce gala? El, da, pentru el. Ok, deci asta ține strict de gusturile ei, e în regulă. Eu o fac, se uită la beauty. Poate ar fi trebuit să te asumi că pur și simplu nu te uiți la vloguri. Nu e vina ta dacă timpul nu-ți permite să te uiți la vloguri, din contră, noi nu suntem niciodată ca influencer judecați pentru că nu avem timp să... Eu am fost la filmări, de exemplu, din propria experiență, la care nu știam ce face respectivul respectiva. Am fost invitată, practic nu e datoria ta să vezi alte vloguri, e datoria ta să-ți spui despre ce urmărești tu și de unde te inspiri tu. Poți să te folosești de chestia asta. Adică nu ai greșit cu nimic din perspectiva mea. Foarte bine. Claudischi. Gata? Hit me. Ok, start cronometru. Care ți se pare cel mai overrated vlogger? Persoanele de fapt se exclud, dar overrated mi se pare așa un cuvânt. Poți să spui și unul dintre noi. Dar vorbim după filmare. Bine, de aici de față nu mi se pare absolut nimeni, dar overrated înseamnă când e expus foarte mult în online, fără să facă content de calitate neapărat. Cine e nașpa zi în secundă asta? Toți tiktokerii! Ați auzit toți tiktokerii, sunteți nasoli? Claudischi cel mai bun de aici? Da, să știi că mi-a plăcut foarte mult răspunsul. Da, știu, ți-a plăcut cum am făcut așa spasme. Crezi că ești cel mai șmecher, bravo ție, mi-a plăcut. Fetelor? Autoironie. Păi omul nu s-a luat de el. A spus că le enervează toți tiktokerii și că e TikToker. Inclusiv. Inclusiv, ok. Și mie mi s-a părut un răspuns smart și asumat. Gabriel Măgă. Ce vlogger vrea să pară interesat de binele oamenilor? Cu cel mai mare respect pentru el, cred că Shelly. Și îți spun și de ce. Pare mult prea interesant de ceea ce spune. Pare mult prea implicat în ceea ce face. Dar aștept și niște rezultate în același timp. Ok. Din punctul meu de vedere a fost un răspuns amuzant, atât pot să spun acum. Eu zic că te-ai aruncat puțin, dar în același timp a fost un răspuns demn pentru că ai avut un argument. Mario Simen. Da. Care este cel mai cringe cuplu din online? Punctul meu de vedere, Mara Ognean și Ceanu, pentru că pe TikTok foarte multe clipuri de ale lor sunt foarte regizate și duse în penibil. So, asta e părerea mea. E o întrebare tricky, am primit și eu întrebarea asta într-un show și m-am ferit foarte tare să răspund. Tocmai de asta am și strecurat-o în concurs, pentru că voiam să punctez faptul că nu e ok să spui chestia asta în public. Chiar dacă știm cu toții câteva sau foarte multe cupluri cringe din online, nu ar trebui niciodată să le numești. Tot ceea ce vreau să fac este să fiu sincer și să răspund la întrebare. Bravo ție! Te felicit pentru autenticitate. Mersi. Iorga, cu cine ai începe un fake beef? Cu nimeni, pentru că nu mă interesează neapărat numerele. Adică eu nu regizez nimic, e totul natural, de-aia am și ajuns aici, pentru că sunt autentică, cu nimeni, pentru că nu văd rostul. Apreciez foarte mult autenticitatea, faptul că ești atât de sigură pe tine și mi s-a părut că ai răspuns din suflet. Și mie mi se pare corect să te ridici pe propriile puteri și fără scandaluri, deci bravo ție. Mi se pare că e foarte important să dai vibe-ul ăsta de încredere de sine atunci când dai răspunsuri în interviuri. Deci, top. Mulțumesc. Ines Tana. Ce influencer este underrated? În afară de noi, cei de aici, Alex Trif. Am zis în afară de noi, cei de aici. Tot Alex Trif. Pentru că mi se pare că el depune extrem de multă muncă în ce face și, nu știu, mi se pare că ar merita să fie super, nu știu, urmărit și pus în valoare. Și mi se pare că la noi nu se întâmplă asta. Toți am trăit asta. E ok. Mi se pare foarte drăguț. Mi se pare puțin subiectivă în 30 de secunde n-aveam, trebuia să mă gândesc la toți influencerii și toți tiktokerii, n-aveam când. Mi se pare necesar să fie subiectiv aici. Mi se pare foarte ok răspuns, adică avea două variante în situația asta, sau trei. Să nu zică nimic, gen ba piciorul, să vorbească despre ea, deci încredere de sine, sau să-și susțină un prieten. N-aveai cum să o dai în bară, sincer. Foarte bine.
Da, și mie mi se pare la fel că e bine să consideri că un anumit influencer e underrated. Dacă ție îți place și îți dorești ca acel influencer să fie mai sus decât deja e, ți-ai susținut punctul de vedere, felicitări. Ana, da, ce faci? Bine, tu? Ai 30 de secunde să-mi răspund. Hai. Ce consideri tu, nu te lua după ce au răspuns ceilalți? Zi. Star cronometru. Cine sunt influencerii care vor să pară prieteni și nu sunt? Sincer, ne-am schemat aici să începem o carieră, nu să o terminăm. Așa că nu știu încă, pentru că nu cunosc atât de mulți oameni. Încă. De asta am venit aici să ne prietenim. Dar nu cu trebuie voi. Să-i cunoști. Nu contează. Cine ți se pare că e prieten? E concurenta mea și a răspuns bine. Gata. Gata? Bravo. A scăpat așa ușor? Da. Doamne. Foarte bine. Mi-a plăcut foarte mult atitudinea și sinceritatea. Ai fost decentă și ai făcut și o glumiță la început. Bravo ție. Mulțumesc. Dominic. Fii atentă. Putem să începem. Care e cel mai enervant influencer? Cred că toți suntem enervanți la un moment dat. Cel puțin eu, uneori, sunt foarte enervantă. Așa că o să mă pun pe mine, ca să fiu drăguță și să nu incriminez pe nimeni. Am înțeles. Prea drăguți sunt toți aici, păstrează o decență. A fost un răspuns foarte humble, în general. Răspunsurile de genul sunt super apreciate în online. Noi toți apreciem oamenii care sunt humble mai mult decât oamenii care sunt plini de ei. Felicitări! Mulțumesc! De acord, absolut. Bravo, Sia! Mulțumesc! Mario, da. Ești gata? Da. Nu fii speriat, probabil e doar cea mai grea întrebare. Ai 30 de secunde, fără să fii influențat de ceilalți, să-mi răspunzi la Star Cronometru. Ce influencer a fost judecat pe nedrept? Cred că aș minți dacă nu aș spune Iorga. Ea este constant criticată și judecată de alții pe social media, în general de bărbați misogini care nu o cunosc cu adevărat. Eu sunt prieten destul de bun cu ea și am ajuns să o cunosc și să văd ea cum e de fapt. Și e o fată de nota 10 și chiar nu merită tot hate-ul pe care și-l primește. Mulțumesc! Period! Fost emoționant răspunsul tău, trebuie să-ți recunosc. Mi-a plăcut foarte mult cum ai apărat-o pe Iorga și mi-a plăcut și argumentarea ta. Mersi. Îmi place că sari în față pentru altcineva, deci felicitări. Mereu. Da. Numai, mie mi se pare că te-ai folosit de o simplă întrebare ca să aduci în discuție o problemă reală a misoginismului și a o grămadă de... Și nu e un caz bunic. Adică te-ai folosit efectiv, acum punctăm cum să îți crești tu imaginea printr-un răspuns. Nu neapărat că e fake, cumva ai adus în față niște valori și niște principii ale tale într-un singur răspuns. Ceea ce e foarte bine, ai punctat perfect. Și te pune și pe tine și pe ea într-o lumină foarte bună, deci ai zis-o bine. Mulțumesc. Te-am notat cu 1000, să știi. Mersi. Vă mulțumim tuturor pentru răspunsuri. O să vă invit într-o pauză de 5 minute ca să putem să deliberăm cine va câștiga această probă. Mulțumim. Vă mulțumim încă o dată tuturor pentru răspunsurile voastre. Câștigătorul acestei probe este Mario. Bravo. În următoarea probă tu vei avea un avantaj. Avantajul va fi că vei putea să te duci primul să-ți alegi propsurile. Următoarea probă se numește Online Friends, iar voi va trebui să colaborați pentru un video de maxim un minut pe tema prima întâlnire. Echipele au fost alese de mine împreună cu Vlad și Bie. Iar voi aveți 30 de minute să faceți acest video. Echipele sunt următoarele: Betty cu Alex Trif, Gabriel cu Iorga, Claudischi cu Dominic, Ana cu Mario Alex și Mario Simen cu Ines. Mario, te invit în studio, iar noi putem să începem proba Online Friends după ce el își alege propsurile. Go, 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 go! Iar acum invit toți concurenții în studio. Ai, frate, a spus că nu te fugi, mai nu Bine ați revenit în platou, sunteți gata pentru jurizare? Da, cred! Super, abia aștept să vedem ce ați pregătit.
Ce cringe a fost asta. Iorga și Gabriel, prima echipă. Hai să vedem. E falsă, dar merge. O, oh, Dumnezeule. Acum am așezat la tine la masă. Am emoții. Da? Cred că mi se face. Bine, bine, bine. Te pune aici că eu ți-am și vreau să caun. Mamă! Mamă! Bine, te iau! Iorga, îl iei de soț pe Gabriel Măgru. Da, eu! Gabriel Măgru, o iei pe Iorga de soție la bine și la greu? Da, o iau! Nu cred așa ceva. Ok. Da, finalul m-a prins puțin off guard. Nu m-am așteptat la asta. Dar mi-a plăcut acting-ul lui când era emoționat. Și săritura aia, da, într-adevăr. De 5 ori. Sunt convinsă că nu a fost ușor. A fost originală ideea. Mi-a plăcut că v-ați folosit de personajele voastre din online ca să faceți acest sketch. Adică chiar te-am regăsit acolo. S-am făcut isterică. Mulțumesc. Nu neapărat isterică. Poți să spui dominatoare dacă vrei. Nu. Stai liniștită, nu mă deranja. Ideea neașteptată. Nu am nimic de rău de spus, deci bravo. Mulțumim. Și mi-a plăcut și cum ați folosit propsurile și editing-ul. Chiar m-a surprins că ați luat acolo un close-up. Mi-a plăcut. Mulțumim. Mulțumim. Betty și Alex, următoarea probă. A fost bun. Ia-i tu, lua-i. Zi două ceasuri aici și nu-i multă. Tu gândești, arătai mai bine pe Instagram. Ce cumpărul ăsta? Amu, îți place? Da. Cu cămașa asta? Ce-i cu cămașa asta? Ce-i cu cămașa asta? Doamne, dar ridică-te tu un pic. Zici că aveai buci mai mari. No, altă viață. Wow. Foarte tare, chiar, da, da. Chiar mi-a plăcut. Da. Tare. Chiar a fost foarte inspirată ideea, mi-a plăcut conceptul. Tare. Mai important e că au și ieșit tranzițiile, că altfel puteți să o dați în bară rău de tot. De minut, 20. A fost foarte la risc, deci probabil da. Na, de respectat. Că v-ați aruncat în așa ceva, mi se pare foarte greu. Bravo. Mulțumim. Următoarea echipă, Mario Simen și Ines. Haideți să vedem ce ați făcut. Scuze, doamne, că am întârziat. Nu vreți ce mi s-a întâmplat. Deci mi s-a întins eyeliner și trebuie să-l dau ea. E ok, nu-i nimic. Ce vrei să mănânci? Apă, eu nu pot să mănânc orice. Eu sunt alergică la foarte multe chestii. Trebuie efectiv să verific chiar fiecare aliment pe care îl mănânc. Păi te uiți și vezi ce-ți place. Ce? A, da, nu contează asta. Spune trupă, ce zodie ești? Gemeni. Gemeni. Da, gemeni. Mă, nu fi nebună, aveți zero compatibilitate, efectiv, nicio combinație. Fugi de acolo. Mamă, stai puțin, că cred că n-am uitat ceva pe foc. Naște vara mea. Iartă-mă, dar trebuie să plec urgent. Foarte tare, bombă, mie mi-a plăcut. Foarte relatable ideea, mă regăsesc. Ia zici, tu te ghidezi după zodii. Da, îți dai seama, dacă e gemeni, mă ridic și fug din prima. Bună, Mimi. Sunt gemeni. Bine, mam, eu sunt mult de prezentator de acum. Am de punctat la acting. Puțin extrem pentru, adică știu că asta prinde, așa funcționează gen pe platforma TikTok în general. Dar Duma pe departe cea mai bună. Okay. Okay, următoarea echipă, Ana Petcu și Mario. Doamne, ce plouă, trebuie să mă adăpostesc. Vai, ce bucățică. Pușică, te rog, ia un loc. Ai cum să luăm acum? Și ia zi, puiul meu, ce gânduri pe aici, pe la mine, pe la Păcănea? Păi m-a prins ploaia. Și ai venit aici și să te plouă cu valoare. Este? Care erau șansele să dau fix de tine? E, și ai venit aici, cum s-ar zice, ca să fii hazul și norocul meu. Mai pe englezește, my lucky charm. Eu vreau să fiu fructul pasiunii. 777 de trandafiri. Felicitări.
din nou un clip foarte relatable, nu pentru mine, dar pot să găsesc acea categorie de oameni acolo, o am în mintea mea, am identificat-o deja, dar nu prea am înțeles care era Duma, că v-ați dus la casino, nu, tu te-ai dus la casino, el era deja acolo și el a încercat să te agațe? Da, și a și reușit, da. Gen. A, pentru că bani. Da, cam așa. A, sunt chestii în care se regăsesc o grămadă de oameni, ați punctat niște tipologii, dar n-avem un punchline, ceva care să ne dea să râdem. Sfârșitul ăla, bombă. Cum, uite, cum a apărut la Ines, la un moment dat și-a scos casca, nu te așteptai. Un punchline de sfârșit ar fi fost perfect, dar nu e rău. Următoarea echipă. Și ultima echipă din această seară. Ia uite-i pe drăgălaș. Dominic și Claudischi. Nu să vorbim, da. Spune-mi, te rog, mai multe despre tine. Nu ne cunoaștem încă foarte bine și chiar nu să știu cu ce te ocupi. Sență, eu sunt un content creator, sunt un expert în fotografie și un profi în editing, draga mea. Adică ești influencer? Normal. Păi și se câștigă bani pe seria asta? Dacă se câștigă bine, draga mea, știi câte proiecte și câte campanii am, băi, eu nu mă merg că nu trăiesc în Dubai acum, sincer să fiu. Deci faci ceva bani, ca să înțeleg. Cum crezi că am avut bani să-ți iau asta, ca să puteți face TikTok-ul împreună? Crezi că asta este potrivită? Adevărul este că asta e un pic mai potrivită, sincer să fiu. Păi și ce-ți place la o femeie? Păi, în esență, să urmeze toate trendurile de pe TikTok și să-mi folosească sunetele, pentru că mi se pare cel mai sexy și flirty, așa. Dar tu ce faci? Medic, domne, cât de boring, wow. Bărbații din ziua de astăzi. Ok, păi... bine. Ok. Thank you. Bazat pe fapte reale. Da, clar. Ah, okay. Stai așa că nu înțeleg. Ea este disperată după bani, nu. Dar e medic? Nu, era o întâlnire, un TikToker și o fată la medicină. Da. Ok. Ce aspirații au fiecare? Dar din ce am înțeles eu din discuția voastră era că ea voia să știe dacă tu ai bani. Nu! Au fost întrebări care se pun de obicei la prima exact. Întâlnire. Păi asta întrebați la prima întâlnire? Da. Nu, a zis, eu am zis că sunt influencer și a zis, a, se câștigă din chestia asta și am zis că normal. Dacă poți să-ți iau chestiile astea, propriile astea, normal. Ok. Ok. Mi se pare că ați implicat propsurile cumva ca la un rap battle unde ai nevoie să le bagi, indiferent ce se întâmplă, trebuie să fii acolo, adică nu prea se potrivea în toată chestia asta. Dar se vede că sunteți diferiți, se vede că voi, tu ești pe edit, voi sunteți pe actorie, e foarte greu pentru noi, mai ales de ales așa ceva, pentru că fiecare e bun pe nișa lui, voi sunteți buni pe situații reale, sunteți buni pe ce se întâmplă pe TikTok, dar aici, practic, trebuie să vă mulați pe orice fel de stil. Mie mi-a plăcut cum ai jucat. Te pup. Te pup la portofel. Vă mulțumim frumos pentru această probă, o să ne luăm 3 minute să... ne decidem cine urmează să părăsească concursul. O să fie puțin greu. Și apoi o să vă anunțăm. Chiar da, o să fie greu, pentru că au fost niște probe da, foarte bune. Chiar mi-au plăcut toate. Și mie. Bun. Mă simt ca... Nu mai aflați nimic, gata. Chiar. Dar nu te dați minte. Mi-e foarte greu să vă spun că am ales cine o să rămână în concurs și cine o să plece acasă, pentru că știu că nu am petrecut foarte mult timp împreună, dar mi-a plăcut foarte mult ce se întâmplă deja aici. Deja vă iubesc pe toți. Nu că, dar serios, mi se pare că au avut niște probe atât de bune că efectiv chiar ne-a fost greu să alegem cine să plece acasă. Chiar nu mai pot. Se vede da, că ăsta e drumul vostru, mi se pare foarte ok că ați luat-o pe drumul ăsta de influencer, de content creator, toți sunteți creativi, doar că de data asta s-a punctat pe timp, pe originalitate, pe carismă, pe cât de rapid ați putut să găsiți o variantă și de cele mai multe ori nu toți content creatorii sunt rapizi, pentru că nu e impedios necesar să fim așa. Și dacă nu câștigați azi, nu vă lăsați descurajați, pentru că asta este o lecție foarte importantă în a fi influencer. Nu câștigi niciodată din prima, trebuie să ai răbdare, ține de persistență și da, dacă pierdeți, nu puteți fi decât și mai motivați pentru viitor. O să treacă mai departe cea mai bună probă, adică Iorga și Gabriel. Nu cred că mai are rost să explic de ce. Am râs aici de am leșinat, eram sub masă. De menționat este că nu treceți mai departe pe echipe. S-a punctat pentru fiecare în parte și pentru cât a acționat fiecare în parte în proba respectivă. Iar în proba lor mi s-a părut că amândoi s-au implicat în mod egal. Erau la fel de relaxați, la fel de amuzanți, nu știu. Mi s-a părut că s-au completat bine.
Următoarea persoană care trece mai departe este Ines, pentru că a avut un punchline foarte bun. Ne-a plăcut foarte tare gluma ta. Am pus-o acolo, top 1 glume. Chiar a fost foarte tare, felicitări. Următoarea persoană care trece mai departe este Claudischi. A început să-mi placă de tine de la prima probă, când ai avut un răspuns atât de autentic în ultimele 5 secunde. Vlad? El e de vină. Mulțumim, Claudischi. Okay. În episodul următor o să-l mai vedem și pe Mario Simen. Ne place foarte mult că ești autentic, nu ți-e frică să arăți cine ești și asta mi se pare că e ceva ce orice om apreciază și chiar dacă probabil o să primești multe păreri negative de-a lungul carierei tale în social media, îmi doresc din suflet să nu le asculți, pentru că oamenii care dau hate nu-ți dau ție neapărat hate, sunt pur și simplu frustrați cu ei înșiși, frustrați că ei nu pot să fie așa de autentici și atunci simt nevoia să-și verse ura și frustrările în comentarii. Felicitări. Mulțumim! Astăzi o să plece acasă Betty. Ne place foarte mult de tine, Betty, ești absolut superbă. Dar nu am simțit tușa ta personală în video pe care l-ai făcut cu Trif și a trebuit să alegem. E ok. Dominic, și tu ești absolut superbă. Să nu credeți că am eliminat cele mai frumoase fete ca să nu mă mai eclipseze aici în platou, da? Mă rog. Dar la fel, nu am simțit prezența ta în videoul cu Claudischi și din nou a trebuit să alegem. Mario, ești viața mea. Ești, da, drept. Îmi place foarte mult de tine. Am crezut în tine de când am dat peste primul tău video pe TikTok. Mi s-a părut că ești foarte tare. Cred că ar trebui să te ții de social media, pentru că la un moment dat chiar o să fii big. Cine știe, poate chiar mai big decât noi. Pentru că ai carismă, ai curaj, ai tot ce trebuie ca să fii un influencer de top. Și un plus, ai și un plus. Să spun eu, ai acel ceva, nu putem să-l descriem, am vorbit foarte mult despre chestia asta, ai acel ceva. Nu știu despre ce e vorba, dar ești cumva diferit și îmi place foarte tare. Mersi. Și acum ultimii rămași, sunt bineînțeles Trif și Ana. Vă rugăm să vă apropiați puțin ca să vă judecăm și să spunem care din voi doi trece mai departe. Ne place foarte mult de amândoi. Și m-am bucurat foarte tare când am vorbit atât cu Trif cât și cu Ana că veți veni în concurs, pentru că vă urmăream dinainte și mi se pare foarte tare ce faceți amândoi. Adică eu personal cred că am văzut toate TikTok-urile Anei și Trif nu aș putea niciodată să fac trendurile pe care le faci tu, mi se pare absolut genial. Dar în acest moment vreau să vă mai pun două întrebări, pentru că efectiv nu am putut să mă decid. Sigur. Haide. Ana, de ce vrei să rămâi în competiție? Doresc să bani, în competiție. Vreau bani. Dați-mi bani. Vreau premiul în secunda asta. Bani. În primul rând consider că tot concursul este un soi de surpriză. Am știut abia ieri ce urmează să se întâmple astăzi și vreau să spun că am cunoscut atât de mulți, adică pe Bie și pe Vlad și mă bucur foarte tare că sunt aici, pentru că eu o urmăresc pe Bie de foarte mult timp. Am vrut să aștept să se termine asta, ca să zic sincer, dar contează foarte mult pentru mine. Mai ales că tu m-ai sunat, tu mi-ai dat încrederea asta, că bă, uite, eu chiar mă uit la TikTok-urile tale, știi? Și din nou am simțit că ceea ce fac e funny și aduce voie bună în viața oamenilor, pentru că eu așa am început TikTok în timp de pandemie, am vrut să mă agăț de ceva ca să mă simt eu bine și la rândul meu să transmit și consider că dacă o să merg mai departe, o să pot să fac asta la rândul meu mai încolo. Așa că mulțumesc pentru această oportunitate. Să știi că ești foarte carismatică, să știi că te apreciez foarte mult, te-am ascultat și între filmări și orice răspuns pe care îl dai e fascinant de spontan și mi se pare că sunt calități necesare pentru un influencer de top. Tocmai de asta e foarte grea alegerea, pentru că în același timp și Trif este foarte profesional. Crezi că poți lucra sub presiune? Din moment ce am avut 30 de minute să fac un video și m-am gândit să merg pe tranziții, care mie îmi iau minim 2 ore,
două ore poate filmatul și după editatul. Cred că da. Sigur, da. Am stat mult și ne-am gândit, pentru că știm că durează foarte mult să faci tranzițiile pe care le faci tu, iar aici în emisiune noi avem foarte puțin timp la dispoziție. Tocmai de asta ne-am întrebat care din voi și-ar dori mai mult să rămână în competiție, pentru că Ana nu părea motivată sau cumva ăsta e vibe-ul pe care ni l-a dat. Am dormit foarte puțin în ultimul timp. Sincer, chiar este un motiv, dar... Iar eu la tine... Efectiv, nu știam dacă ai putea să te autodepășești, dacă ai putea, într-adevăr, să devii un influencer 360 și să vorbești pe stories, să faci vlog și tot ce înseamnă până la urmă să fii influencer, să dai interviuri, să faci și alt content în afară de tranziții. Pe TikTok fac toate tipurile de content. Fac și dansuri, fac și comediuri, fac și tranziții, fac și tot ce e. Și am și gătit. De toate. Chiar dacă nu prin toate, știu că apreciază majoritatea. Important pentru noi acum este care dintre voi se potrivește mai bine cu formatul acesta de emisiune și care poate să ducă în timp util proba până la capăt. Deci alegerea e foarte grea. Amândoi, v-am spus, sunteți și profesionali și carismatici. E clar că sunteți viitori influenceri foarte buni. E clar că o să aveți foarte mult succes, nu am dubii în legătură cu asta, doar că pentru acest concurs va trebui să alegem unul dintre voi. Da, sigur. Am înțeles ideea. Iar eu o să o aleg pe Ana. Îți mulțumim, Trif, și poate în sezonul următor o să lăsăm un pic mai mult timp pentru aceste probe, pentru că dacă ai avea timp, sunt convinsă că ai face ceva wow. Mulțumesc, mulțumesc și eu. Vă mulțumim din suflet. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Nu uitați să-mi dați subscribe mie, dar și prietenilor mei jurați, sau follow pe toate platformele, pentru că ne găsiți peste tot. Nu uitați să apăsați pe clopoțel și dacă aveți preferați, vă invit să-i susțineți în comentarii dacă vă doriți să câștige. Găsiți conturile concurenților în descriere, iar cu mine vă revedeți în următorul episod din Top Influencer. Foarte tare, ești foarte amuzant.